bunga Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a alocat un buget de 896 de milioane de lei în anul 2024 pentru susținerea angajării șomerilor din categorii vulnerabile, cu acces dificil pe piața muncii. Aici vorbim despre șomeri cu vârsta de peste 45 de ani, părinți unici, susținătorii familiilor monoparentale, tineri de până la 29 de ani, persoane cu dizabilități, absolvenți fără experiență și șomeri de lungă durată. Până la sfârșitul lunii mai 2024 vor fi încheiate convențiile solicitărilor depuse de către angajate pentru aproximativ 32.000 de, de șomeri. Totuși, rata șomajului din județul Prahova în luna noiembrie 2023 a fost mai mică decât cea înregistrată la nivel național, anunța Direcția Județeană de Statistică Prahova.